Practica isihastă 10 Practica iconică, după specificul carpatin, este mai puțin consemnată, deși are asemănări directe cu toate celelalte. Obișnuit și la noi, s-a cultivat modalitatea filocalică, atonită și rusă, a rugăciunii minții și a inimii. Rugăciunea gestică iconică, de care vorbește tradiția carpatină, este cunoscută de toți sfinții părinți duhovnicești, care foloseau în rugăciune gesturile de închinare Metanii și altele ce contribuiau la ușurarea rugăciunii minții. Specificul carpatin este cu o accentuare directă și insistentă pe gestul închinării, fără atenția minții, prin atenția însăși a gestului respectiv ca atare. Multora această modalitate li se pare incomodă, fiind obișnuiți cu activul minții. Interesant că cei de astăzi fac paradă de minte, dar au o minte slabă de unde incapacitatea multora de activități susținute mentale. Tineretul de astăzi mai ales, deși este obișnuit cu toate formele intelectuale, singur nu poate face operațiile mentale și doar dacă le preiau de la alții. Majoritatea iau formulele și le aplică, dar nu le trec prin propria minte. Mai mult, de le schimb, de le schimb ceva, se pierd, fiind aproape ca niște roboți care fac doar conform informațiilor prestabilite. Lumea de astăzi este lumea simțurilor și a informațiilor mecanice, nu se mai face decât de foarte puțin o activitate direct intelectuală spirituală. Și în duhovnicie se observă acest fapt, încât duhovnicii se lovesc de multe probleme aproape nerezolvabile practic. Mulți vor viața duhovnicească, dar nu reușesc practicarea ei, tocmai datorită impedimentelor de mai sus. După tradiția puznicului neofit Carpatinul, viața duhovnicească are trei trepte. Pentru cei din lume, pentru cei din mănăstiri, pentru puznici, toate au baza iconică. Cei din lume, cu familii și activități sociale, trebuie să respecte în primul rând ritualul obișnuit al bunului creștin, de a merge la Sfânta Biserică, de a se ruga și acasă câte puțin și de a respecta morala strict creștină. Ca modalitate iconică, să se silească ca pra să a practica cât mai des gestul închinării. Eu am întâlnit încă obiceiul multora de a se închina des, fie în timpul diferitelor activități, fie în pauze și mai ales la orice început de lucru. Când se stătea undeva, se însemnau mai întâi cu trei cruci și apoi se așezau pe locul respectiv. Pâinea și orice aliment îl însemnau de asemenea cu trei cruci. Acasă, la sculare, culcare, se făceau cât mai multe cruci copilul îi se spunea cu insistență să ai mereu pe Dumnezeu cu tine prin facerea cruci. Prezența lui Dumnezeu este deci printr-un chip iconic, nu printr-o rugăciune verbală sau mentală. De aici duhovnicia iconică tradițională ce devine specificul acesteia. Închinarea este însuși iconicul și orice formă de închinare face prezența tainei iconice, care constituie însă sacru sfințenia tuturor lucrurilor. Tot ce se închină intră în altă condiție, în cea de divinitate. Este o vorbă din bătrâni. Dacă nu miroși închinare, nu mai ești al lui Dumnezeu, ci al celui rău. Și nu, cine nu se îmbracă în semnul crucii, nu va avea apărarea lui Dumnezeu. Cei din mănăstiri, la fel, trebuie să practice cu insistență gestul iconic. Pentru că lugări, veșmântul sfințeniei, trebuie să fie însăși haina permanentă de unde atenția în acest sens. Se zice că monahul se vede după rugăciunea sa. În specificul carpatin, fiecare se vede după iconicul său. Rugăciunea este interioară, dar iconicul este pe afară, zicea un ucenic al lui Neofit Puznicul. Și, și iconicul se vede după capacitatea de gest de închinare. Pentru că luga închinare este mai largă, de la liniștire până la activitatea de zi cu zi. Totul să fie o închinare permanentă. Primii ani de noviciat sunt sub semnul acesta. Tânărul monah gândește, simte, lucrează, ascultă, răspunde, se roagă prin gestul de închinare. Cine nu reușește să-și să însușească acest iconic de supra-reprezentare, nu va putea rezista în mănăstire. Zisa, zisa tăierea voii proprii, ascultarea și lepădarea de sine nu sunt o depersonalizare, ci o supra-personalizare de alt chip, tocmai chipul de monah înger în trup. Mulți fac paradă de mistica interioară a minții și inimii, care se dovedește o închidere și mai mare într-o autoizolare de duh fictiv. Călugărul paradoxal este omul de duh în lucrare de trup. Călugărul nu și înduhovnicește duhul, ci înduhovnicește trupul, prin care apoi se face și lucrarea de duh. S-a încercat și o cale de duh direct, dar practic s-a dedus că este doar calea sfinților, nu a celor pătimași și păcătoși. Mistica filocalică este mistica pocăinței, prin care se câștigă apoi Duhul Sfânt. Mai mult, în sens creștin, noi prin chipul de fiu ajungem apoi și la chipul de duh. Chipul de fiu este inimă în deschidere, ca apoi să se facă inimă în adâncire. Adâncirea este rod după creștere. Mistic se zice că noi suntem chip de fi, ce creștem în brațele de duh, ca apoi să devenim chip de duh, în virtute, lucrare, de chip, de fiu. Mulți se încurcă aici, făcând confuzii între chipul de duh și chipul de fiu. Duhul este creștere în sine și fiul este creștere în desfășurare de sine, care de nu sunt deodată și în egalitate, se produc disproporții distructive. Așa, unii sunt prea interiorizați și alții prea exteriorizați, ce sunt extremisme contrare. De aceea, Filocalic se face mai întâi recâștigarea chipului de fiu virtuți și paralel adâncirea în duh, altfel de inții direct în duh, dai de un gol cu memoriile păcatelor, iar de rămâi doar în virtuțile de fiu, rămâi tot gol pe din lăundru. Problema grea a misticii filocalice este această prăpastie de gol între eul de chip de fiu și sinele de chip de duh. Păcatul l-a făcut pe omul Adam gol de chip de fiu și deodată gol de chip de duh, fapt care se concretizează prin corpul muritor și orbirea de duh. Și de aici, drumul mistic al recâștigării chipului de fiu și al celui de duh, ce sunt deodată și fără despărțire. Modalitatea mistică a puznicului neofit carpatinul este în acest sens. Prin gestul închinării se reface chipul de fiu, care de la sine trezește chipul de duh. Dacă se face mai întâi mistica Duhului, ca prin aceasta să se trezească și chipul de fiu, este o trecere direct prin prăpastie golul cu fantomele păcatului, ce este doar calea vitejilor sfinți. Călugărul de astăzi are nevoie de păvățuitori scusiți, mai ales în calea de Duh, unde la tot pasul sunt jigănile veninoase ale memorilor păcatului ce se manifestă din plin la majoritatea. Pentru puznici, iconicul este accentuat și adâncit Așa, fiule, de vrei mistică filocalică după Sfinții Părinți, trebuie să, trebuie fii într-o lucrare serioasă și îți va da multă bătaie de cap, dar cu perseverență vei reuși. Eu personal merg pe calea carpatină a chipului de fiu cu gestul închinării iconice. De vrei să încerci și tu aceasta, zilnic și permanent, fă gestul iconic. Va fi la început incomod și greoi, dar cu timpul te vei obișnui fel de formă că chipul de fiu este chipul formei și pe parcurs se va deschide și chipul de duh ce îți va da și adâncirea. Doamne, Tu ne-ai creat printr-un anume cuvânt al Tău care s-a pecetluit în noi ca chip de Dumnezeu, dar acest chip este pur ascuns. Ne mai trebuie, Doamne, și un chip icoană în care Tu și eu să întrupăm adâncul și să ne vedem. Doamne, oare reduce reducerea mea la nimic te face pe tine de plinul absolut? Tăcerea mea de creație îți descoperă glasul? Aceasta este prăpastia păcatului ce ne-a despărțit. Între tine și mine nu este întuneric și nici gol, este o taină de icoană, de altar, unde tu îmi vorbești și eu te ascult. Doar dacă fac altar între tine și mine, glasul tău se aude dincolo de toate glasurile. Între tine și mine, creație și Dumnezeu, trebuie aprins o lumină în care golul și nimicul să nu existe. Păcatul a dărâmat altarul și a făcut gol și întuneric și tăcere de, de, cavou sub pământ. Este un ochi în piept urma degetului tău când m-ai făcut din lut și sărutul suflării când pe suflet mi-ai pecetluit chipul dumnezeesc prin care se pot vedea inima dar inima este vedere de duc și simțire care nu poate sta închisă, ea se deschide, se dorește, se face altar. Dar altarul nu este mine, ci între amândoi, că pe altar eu însumi trebuie să mă pun dar, unde de asemenea tu te faci dar dumnezeesc, ca să te îmbraci în darul meu și eu să mă îmbrac în al tău. O taină de icoană în care se văd Dumnezeu și creația, dar fiecare îmbrăcat în chipul 这类人。